perioada 13-14 septembrie se desfășoară Congresul de Medicină Internă cu participare internațională, ediția a patra. Cunoștința este ca și în dragoste, cu cât mai mult ai, cu atât mai mult ai, și această îmbogățire reciprocă a dumneavoastră ajută toată societatea. Stimați oaspeți, dragi colegi, vreau să vă salut la cel de-al patrulea Congres de Medicină Internă, un eveniment esențial pentru profesioniștii din domeniul medical, la care participă aproape 800 de delegați din toate instituțiile medicale din țară, catedrele Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Scopul Congresului este de a promova o abordare integrală care să răspundă nevoilor complexe ale pacienților prin colaborarea dintre specialiști. Bolile organelor interne, incluzând afecțiunile cardiovasculare, reumatice, renale, hepatice, respiratorii, endocrine, reprezintă una din cele mai mari provocări pentru sistemele de sănătate la nivel mondial. Prezența la manifestarea dumneavoastră este o adevărată plăcere. Este o manifestare, este un congres de medicină internă. Medicina internă este regina medicinei. Importanța acestui congres de medicină internă, ediția a patra, este destul de mare, deci medicii, comunitatea medicală, deci va afla noutățile de ultimă oră. Nimeni nu este perfect și nimeni nu deține cunoașterea absolută. Aceste manifestări, congrese, conferințe sunt tocmai pentru a relaționa și a vedea fiecare din ce putem să dăruim și să învățăm unii de la alții, pentru că toți învățăm. Acestui congres sunt înregistrați peste 750 de participanți din diverse domenii medicale și invitați cu renume din România, Germania, Franța, Grecia, Ucraina, Italia, Ungaria și multe alte țări, care vor împărtăși cele mai recente descoperiri și progrese în medicina internă. Aceste întâlniri sunt foarte benefice, fiindcă ele aduc o informație la zi, fiindcă ele pun la punct niște aspecte care privesc atât abordarea
modernă a pacientului, atât din punct de vedere al managementului de diagnostic, cât din punct de vedere al managementului de tratament. După cum am asistat la prezentarea de astăzi, au fost prezentate ultimile recomandări de tratament, deci cunoștințele există. Este foarte important pentru că medicina internă reunește toate specialitățile care fac parte din această familie și ne interesează foarte mult o abordare multidisciplinară și astfel învățăm unii de la alții și astfel suntem tot timpul la curent cu noutățile. În această perioadă se desfășoară sesiuni plenare, simpozioane și discuții interactive, care vor aborda provocările contemporane din practica medicală, alături de invitați de prestigiu, precum profesorul Dr. Elena Rezeuș, România, profesor Dr. Sebastian Müller, Germania, profesor Dr. Lilia Todorico, Ucraina, profesor Dr. Caterina Antoniu, Grecia și mulți alții. Eu voi discuta despre lupusul eritematos sistemic, care este o boală imunoinflamatorie cronică, o boală care se asociază cu morbidități și mortalitate crescută comparativ cu populația generală. Și ce aș vrea să aduc în atenție? Aș vrea să aduc în atenție mai ales noile recomandări EULAR. Noi vom discuta problemele majore ale cardiologiei, ale pulmonologiei, endocrinologiei, reumatologiei, întrebările comorbidităților, complexității, severității și ne vom stărui ca medicii să primească răspunsuri la întrebările care apar în practica de toate zilele. Cu siguranță temele care au fost abordate răspund cu mare interes necesităților actuale în managementul bolilor noastre reumatologice, dar nu numai atât. Această abordare multidisciplinară permite posibilitatea de a trata pacientul din punct de vedere al afectării organice și aceasta este venit în sprijinul pacientului pentru a acorda asistență medicală de calitate.